Salutare! În acest video vreau să explic principiul unitatea acțiunilor din principiile de bază fundamentale a tehnicii Taekwondo. Principiile fundamentale sunt în clasa 10 cub și iată aici în video, în descriere, o să găsiți și tot articolul care este cu celelalte. Și am făcut la fiecare un video, puteți să le vedea pe canalul meu de YouTube. Și mai departe o să mai explic tot azi, o să le filmez valul mării, forța de reacție, cât pe rând, așa, câte un video scurt. Deci unitatea acțiunilor. Și la unitatea acțiunilor este un exemplu clasic cu racu, știuca și cu broasca, când trăgeau în părți diferite. Povestea aceea, țineți minte? Povestea cu racu, știuca și cu broasca. Când era carul și toți trăgeau în direcții diferite, da? Iată, avem carul aici. Este carul. Așa, un car mare face. Da? Așa, așa. Și iată, când trăgeau toți în direcții diferite, carul stătea pe loc. El nu se mișca deloc. Iată, aici era. 1, 2, 3. Toți trăgeau în direcții diferite și carul stătea pe loc. Da? Dar noi știm altă poveste, este povestea cu ridichea. Când toți au pus efort într-o singură direcție, atunci ridichea a fost scoasă din loc și atunci s-au făcut mai multă putere. Deci când în Taekwondo toate lucrurile, când sunt sincron, toate odată, aici este vorba despre respirație, este vorba despre poziții, este vorba despre concentrație, toate lucrurile, când sunt duse într-un singur punct, atunci se produce mai mare putere și corpul nostru produce puterea maximă. De asta este foarte important ca toate ele să fie odată puse împreună. De exemplu, da, dacă fac prima lovitură abjumuk-ciurugi, da, aici, trebuie tot într-un singur punct, tot odată trebuie să fie. Energia vine de jos, în sus, prin mână și într-un singur punct. Tot se concentrează într-o mișcare finală, ca să produc putere finală. Și aici vreau ca să aduc un alt exemplu. Este exemplu cu mașina. Când mașina merge pe stradă, ea merge cu viteză din punctul B în punctul, din punctul A în punctul B, se mișcă. Și dacă mașina, bine, are oricare viteză, și mașina, dacă ea se oprește deodată, brusc, în loc, imaginează-ți că este un perete în fața mașinii, se oprește deodată, stop, pe loc. Momentul ăsta de frână este în loc. Atunci în mașină se produce o putere mare, o zguduitură mare, da? Sau de multe ori când se întâmplă accident din cauza impactului, că mașina s-a lovit într-un perete sau într-o altă mașină care stătea pe loc. Au fost cazuri, depinde de viteză, dacă are viteză mare, au fost situații fatale, da? De exemplu, am auzit situații în accident când a zburat motorul de la mașină. Nu știu câți metri nu găsau, sau a zburat șoferul sau pasagerul de ieșit pe sticlă, din cauza că s-a oprit deodată în loc, cu așa putere. Deci iarăși depinde de viteză. Ce vreau să spun? Momentul ăsta de stop, el este foarte important în Taekwondo. Și atunci când oprim, trebuie să oprim exact în loc, aici, în loc. Tot în loc. De exemplu, dacă am produs lovitura, am făcut lovitura, după asta iar am dat voie, da, să meargă lovitura treptat, așa, de exemplu. Atunci eu am împărțit puterea în mai multe stopuri. 1, 2, 3. De exemplu, mașina când merge pe drum, e așa, se oprește. Noi șoferii știm că oprim din timp, încet, încet. Nu trebuie să fie așa la unitatea acțiunilor. La unitatea acțiunilor trebuie la urmă, la final, să oprești totodată. Să încheie toată activitatea odată. Și atunci se produce puterea asta care avem nevoie noi ca să fie finalul, punctul final. Despre putere o să vorbesc și în alte videouri care sunt așa scurte, alte filmulețe, dar cu ocazia asta vreau ca să vă invit la antrenamentele de Taekwondo care o să înceapă în luna septembrie, la mijlocul august o să vin cu mai multe informații, vă puteți să înscriți în școala noastră, avem un program bun pentru toate vârstele, pentru fiecare doritor. Și pe lângă antrenamentele de Taekwondo, noi învățăm cum se dobândește un caracter frumos, studiem Biblia, învățăm lucruri spirituale, lucruri care ne ajută ca să avem o viață frumoasă și fericită. Și dacă suntem la unitatea acțiunilor, noi aici în școala noastră, în federația noastră,
Suntem uniți toți antrenorii și elevii, vrem ca să fim ca o familie, să fim uniți unii cu alții și unitatea asta în relații vrem să o păstrăm, să o avem. Așa că vă invit la antrenamente.